Celin Popescu tericeanu s-a dezlămbuit, atac fără precedent la adresa opoziției, trag cât pot. Presubliniere dintele Senatului, Celin Popescu tericeanu, a declarat marci, la Brasubliniereov, ce a discutat cu colegii din biroul permanent al Senatului despre organizarea unei subliniere din ce de plen în care să fie votate legile justiciei, menționând ce unii trag cât pot ca să lungească procesul de adoptare a acestor acte normative. Vom planifica o subliniere din cât de plen pentru a încheia acest proces. Unii trag cât pot ca să lungească acest proces, cu scopul evident de a împiedica transpunerea acestor proiecte în legi definitive sublinierei aplicabile. Până acum ele au parcurs întregul proces legislativ sublinierei de abia după ce vom încheia sublinierei la Senat, Camera Decizională, vor mai exista sublinierei alte proceduri, în spec promulgarea de cetre presubliniere dintele Klaus Iohannis, care are sublinierei el dreptul să mai intervină în acest proces, a afirmat presubliniere dintele Senatului, conform Ager Press. Referitor la o eventual contestare a acestor legi după ce vor fi votate, Celin Popescu tericeanu a afirmat ce Parlamentul rămâne în orice caz democratic unica entitate legiuitoare. Există proceduri pe care trebuie să le parcurgem cum am făcut sublinierei până acum sublinierei fiecare intervenient în această procedură are la dispoziție anumite posibilități să conteste. Pot să observ ce există tentația din partea PNL, USR de a pune BC în roate, dar nu este nimic nou. Procedurile vor continua cu celelalte instituții care au un rol în definitivarea lor, cum este CCR, care a făcut observațiile deja, a punctat tericeanul.